Bună seara! Sunt foarte onorată pentru că sunt alături de colegii mei de panel. Am emoții, acum am simt foarte bine inima cum bate. Foarte bine. Așa. Eu am zis că aș vrea să vă vorbesc din experiența pe care am avut-o. M-am gândit de ce Laszlo s-a gândit să mă introducă la panelul de Arta Echilibrului și probabil că având experiența pe fonduri unde 11 ani perioada a fost stresantă, stresantă pentru că ne-o facem noi, noi ne generăm stresul, am căutat o evadare și atunci am zis să vă povestesc din ceea ce am trăit eu. Echilibru pentru mine reprezintă, de fapt, căutarea. Nu am un punct de echilibru sau ajung într-un punct de echilibru și se schimbă contextul, evoluez, cunosc oameni, îmi deschid mintea, îmi deschid inima și ajung la un nou punct de echilibru. Probabil acum 10 ani echilibru însemna un anumit lucru pentru mine, acum înseamnă cu totul altceva. Și cu siguranță și dumneavoastră sunteți în căutarea echilibrului sau sunteți într-un echilibru, într-un moment de echilibru și mergeți mai departe. Eu cred că la fel ca și starea de normalitate și echilibru este ceva foarte personal, care este ceva ce noi considerăm a fi echilibru pentru noi. Mi-am notat câteva gânduri, pentru că de fiecare dată când am de povestit ceva, între ceea ce îmi propun și ceea ce comunic, este o mare diferență. Și am zis totuși să păstrez, având în vedere timpul foarte scurt, să mă păstrez canalizată și focusată pe ceea ce aș vrea să vă comunic. Și ceea ce am descoperit în anumite momente de luciditate, de ceea ce vorbește Mihaela, este faptul că momentul de echilibru la mine l-am regăsit în momentul în care nu am mai căutat validare externă. În momentul în care, da, asta atinge punctul de autentic, în momentul în care nu am mai căutat apreciere, validare și orice altă formă de recunoaștere din partea echipei, din partea familiei, din partea partenerilor, din partea clienților, a furnizorilor. Deci în momentul acela m-am liniștit. În momentul acela am rămas eu cu mine. Așa cum spunea Mirela la început, eu nu sunt nici psiholog, nu am studii în zona aceasta și atunci am preferat să vă povestesc din experiența mea personală, ca antreprenor. Eu am trecut printr-un moment de șoc. Este momentul în care m-am trezit. Este momentul în care, deși nu eram într-o situație confortabilă, cum s-a menționat și în prezentarea anterioară, mi-am dat seama că sunt conștientă, că sau am devenit conștientă de lucrurile care mi se întâmplă. În momentul în care sunt conștientă, îmi dau seama de lucruri pe care le pot face eu și lucruri care depind de mine, și atunci le fac, dar nu mă mai stresez în momentul în care sunt lucruri externe care nu depind de mine, orice aș face, lucrurile merg într-o anumită direcție, iar rezultatele sunt cele care le aflăm la momentul oportun. După ce am conștientizat, mi-am dat seama, apropo de stres, mi-am făcut un test cu biorezonanță și m-a întrebat doamna respectivă cât de stresată sunt. Și am zis maxim. Deci eram în perioada de proiecte, de scriere, implementare, post-implementare, toate. Și am zis maxim. Este peste 10. Și am zis, mie aparatul îmi spune că este asta. Mie te duce undeva la, nu știu, 3 din 10. Ideea este că ceea ce percep tu stres este, de fapt, fluctuația de emoții pe care nu reușești să o controlezi. Și atunci m-am dat așa un pas în spate și am încercat să analizez ceea ce
mi-a zis această doamnă și mi-am dat seama că așa este. Eu stresată nu eram, dar nu îmi gestionam emoțiile. Pentru că în perioada aceea, orice telefon, la orice telefon, răspundeam cu ce s-a întâmplat. A picat proiectul, n-au intrat banii, s-a întâmplat ceva. Deci eram agitată, dar nu eram stresată. Și atunci am mai conștientizat un lucru, că dezamăgirile pe care le am sau le-am avut au provenit din ceea ce mi-am dorit și nu s-a împlinit și ceea ce am primit pentru că aveam nevoie. Și atunci când am înțeles că sunt lucruri pe care mi le doresc, dar nu sunt pentru mine, am înțeles că în momentul acela trebuie să reanalizez, trebuie să le accept, pentru că nu am nevoie de lucrurile acelea, deși mi le doresc, personal sau profesional. Și atunci am început să fac această diferență între cele două situații. Mergând mai departe, tot, nu știu dacă vi se întâmplă, să auziți așa în căpușorul vostru foarte multe gânduri, foarte multe voci și să începeți să vă faceți N scenarii. Cam așa eram în momentul în care gestionam peste 40 ceva de proiecte cu o echipă relativ mică și atunci când apărea o idee, scenariile începeau să prindă contur. Ceea ce am constatat și am lăsat ca lucrurile să le constat eu este că din ceea ce era în căpșorul meu, sub 5% se întâmplau. Atunci am luat decizia ca în momentul în care este agitație mare la mine în cap, să mă retrag puțin așa în spate și să las lucrurile să le rezolv în momentul în care se întâmplă. În contextul în care se întâmplă și cu toate resursele pe care le am eu la dispoziție în momentul acela. Deci, am trecut prin șoc, am conștientizat, îmi gestionez în continuare emoțiile, îmi caut echilibru și îmi las tot timpul acea curiozitate de a citi, de a cunoaște oameni, pentru că sunt anumite lucruri pe care, nu știu dacă vi s-a întâmplat, le-am trăit, le-am experimentat și ulterior, citind cărți, inclusiv cartea Mihaelei, pe care am citit-o anul trecut, sunt lucruri pe care mi le validez sau mi le invalidez, nu știu cum să zic, să fie corect. Adică sunt lucruri care mi se confirmă și sunt lucruri care nu mi se confirmă sau mi se explică, dar dintr-o altă perspectivă. Și atunci îmi place să citesc și vă recomand să citiți cât mai mult, pentru că așa veți fi deschiși la foarte multe idei, la foarte multe opinii. Și eu personal iau din fiecare ceea ce cred că mi se potrivește, pentru că nu există o rețetă și nu cred că echilibru se poate face după o rețetă. Încă sunt în echilibru, încă îmi caut echilibru și vă doresc să fiți inspirați și să vă găsiți echilibru. De acum, poate anul viitor este altceva sau peste câteva luni este altceva, dar sunt sigură că este o tendință sau un parcurs, un proces evolutiv. Mulțumesc frumos!